Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la Ora Adevărului! Astăzi discutăm despre educație sau cel puțin despre problemele care au rămas așa în educația gorjană, despre lacunele educaționale din Gorj, dar și despre cei care au provocat într-un fel sau altul problemele din educația gorjană. Toate acestea cu invitatul meu din această seară, domnul profesor Ion Elena. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Mă bucur că ați onorat invitația noastră și ați venit pentru prima dată aici în studiourile TV Sud. Eu vă văd ca pe un dascăl cu destule lucruri pozitive la activ, cu vechime, cu cunoștință în educație. Numai 42 de ani. Așa, dintre cei cu vechime în învățământul gorjean, dar care acum, în ultima perioadă de timp, a avut parte așa de niște lucruri nu tocmai pozitive, care v-au determinat să faceți fel de fel de sesizări, atât la organele de anchetă, cât și la vârful Ministerului Educației. Nu înainte de a le spune telespectatorilor noștri că dumneavoastră, cred că sunteți singurul caz din educația românească, singurul profesor care la depunerea dosarului pentru gradația de merit, gradație de merit care încununează efortul unui dascăl pe ultimii ani, ați fost notat cu zero. Asta pentru că, poate spuneți dumneavoastră, de ce ați primit această notă care este nu însemna nimic, de fapt? Este un punctaj, de fapt. Evaluarea unui dosar pentru gradația de merit în cadrul unui concurs, că este un concurs pe o metodologie elaborată de minister, se face cu un punctaj de la 0 la 100 pe fișă de evaluare aprobată prin metodologie. Asta se întâmpla după 2016, când am fost depunctat în mod fraudulos de către echipa de atunci a inspectoratului, care avea o anume conducere. Adică pe domnul Ion Ișfan, da, eu mă feresc să pronunț acest nume pentru că nu-mi face plăcere și nici nu merită. Deci da, Volens Nolens a intrat în istorie, dar o istorie, din păcate, negativă. Prezența dânsului, da. Cu atât mai mult cu cât încă este la butoane acolo, la din inspectorat, păcate este, pe o poziție, da, de inspectorat junct. La butoane mai puțin, dar este acolo. Asta s-a întâmplat cu 0 puncte în 2017. Dosarul avea cam aceleași documente ca și dosarul din 2016, numai că era o prevedere în metodologie care a fost interpretată în mod arbitrar de către conducerea inspectoratului școlar, prin care se solicita ca acele cadre didactice care depun pentru specialitatea personal de conducere, îndrumare și control să aibă toate documentele din dosar avizate de către conducerea inspectoratului școlar. Ori eu, acest lucru scria în metodologia, da, da, de examen? Da, numai pentru personalul de conducere, pentru și director. Și la momentul respectiv, eu la momentul respectiv nu eram simplu profesor, director. Da. E, dosarul meu, prin răspunsul pe care l-a primit, nu a fost introdus în concurs, practic, deci el nu a fost evaluat. Dar pentru a mă discredita și a-mi produce un prejudiciu putea de imagine... Putea să vă scrie că sunteți respins, da, de la acest trebuia examen. Să scrie acolo pe avizier... Respins dosarul neevaluat din lipsă sau de documente. Introdus sau în concurs din următorul motiv. Așa era corect. Dar pentru a mă umili, pentru că asta este scopul, acesta este scopul unui personaj care a fost impostor, să zic, și este în conducerea învățământului din Gorj, pot să probez oricând impostura, a vrut să mă umilească, deoarece nu avem aceeași viziune, nu avem aceeași gândire, nu avem aceeași moralitate, același traseu educațional, profesional, nu avem nici aceeași lectură. Da, nu trebuia să fie un respect față de un dascăl cu 40 de ani vechime la acel moment al inspectorului general? Nu asta era normalitatea, ca să existe o colaborare? Până la urmă, într-un fel sau altul, ați condus o instituție aflată în subordinea inspectoratului școlar, da, și v-ați bucurat de semnătura domnului Ișfan la acel moment. Adică dacă, da, timp de câțiva ani a fost bun să fiți subalternul domnului Ișfan pe un post de conducere, acum când vă solicitați un drept stabilit de legislația în vigoare, nu mai erați bun. Asta pentru că Nu am acceptat să fiu un personaj, un director supus, un director slugarnic
șefului ierarhic superior, deoarece am fost toată viața mea, toată cariera, un profesor responsabil, un profesor vertical, demn, un om cu caracter și nu am acceptat niciodată să fiu sluga nimănui și să am o atitudine negativă de lingușitor și de om de joasă speță, să zic așa. Vi s-a cerut să faceți ceva în mod deosebit, să faceți vreo angajare? Da. Și care erau motivele, de fapt? Ok, nu sunteți slugarnic. Mai sunt și alții. Dacă se mai putea în era dânsului să nu fii slugarnic ca să ai un post de conducere. Dar văd, nu ați făcut un joc, practic. Nu am acceptat această angajare, deoarece produceam rău instituției pe care o conduceam sub aspectul calității relațiilor profesionale și valorii, credibilității și imaginii instituției. Ați încercat să spuneți mai departe problema asta, adică să o transmiteți șefilor dânsului ierarhici pe linie politică, pentru că, să nu uităm, inspectorul general are o susținere politică, în speța a PSD-ului. Ați încercat să le spuneți celor care conduceau la acel moment PSD că cel care este în fruntea educației nu respectă anumite norme și nu transmite un lucru pozitiv față de cadrele didactice din județ? Da, am spus celor care erau îndrituiți să afle acest lucru și nu am insistat prea mult pentru că nu am vrut să implic politic instituția pe care o conduceam și răspunsurile au fost uneori evazive, alteori acceptate de persoane responsabile din partid. Dar fără măsuri? Dar fără să se producă vreo măsură. Ceea ce m-a făcut să înțeleg că aici este vorba de manus mala lava, știți? O mână spală pe cealaltă și amândouă fața. Eu cred că până la urmă cei de la PSD, sau cel puțin actuala conducerea PSD, a înțeles că la inspectoratul școlar era o problemă, dovadă că s-a produs acolo o schimbare. E adevărat că destul de tardivă și foarte târziu, în limitele legii, în sensul că domnul Ișvan expirase contractul pentru a conduce inspectoratul școlar, dar cu toate acestea, dânsul se ținea cu dinții de funcție, se ținea cu dinții de scaun, a făcut drumuri pe la București și se pare că nu le-a făcut degeaba, dovadă că este acolo în poziția a doua în inspectoratul școlar, deși onorabil ar fi fost să se întoarcă la catedră. Asta dacă mai știe să predea, evident. Nici la catedră nu ar fi locul potrivit pentru acest personaj, deoarece eu am spus că nu are ce căuta în educație, dar pe funcția pe care s-a aflat. Este un adevăr și susțin cu argumente ceea ce spun. Se știe clar că la titularizare, la examenul de titularizare, a luat o notă sub 5, iar după contestație, în mod dubios, s-a trezit cu un 5 și ceva. În condițiile de atunci, această titularizare cu 5 și ceva era acceptată într-o zonă defavorizată. De aceea este titular la liceul din Roșia. Liceu care, într-un fel sau altul, fantomatic este pentru învățământul din Gorj. Instituția de la, da, din zona respectivă n-ar cam trebui să fie liceu și sper că actuala conducere a inspectoratului să ia în calcul acest... trebui să fie, deoarece există un liceu cu o tradiție serioasă la Rovinari. Exact, și e foarte aproape. Da. Populația școlară oricum este în scădere. Inspectoratul școlar are acum o problemă de a împărți într-un fel sau altul catedrele, pentru că scăzând numărul de elevi, trebuie să se facă comasări, să dispară posturi din grilă și evident că este foarte greu să faci lucrul ăsta fără să-ți atragi asupra ta supărarea cadrelor didactice, care unele pe bună dreptate sunt vitregite, altele mai puțin. Și atunci eu îmi doresc ca măcar acum, în al 11-lea ceas, doamna Mrejeru, cea care conduce inspectoratul școlar, deși l-are în dreapta pe acest domn Ișvan, să facă dreptate în această problemă legată de acest liceu. Nu pentru că ne dorim închiderea unei școli, dar poate o stare de normalitate ar fi corectă în acest caz. Da, eu am mare încredere în domnișoara inspector școlar general, profesor dr. Marcela Mrejeru, deoarece o cunosc de multă vreme, este un foarte bun profesor, este un profesor valoros și mai mult decât atât este un om cu caracter și demnitate. Vedeți dumneavoastră. Dar cred că în dreapta dumneavoastră este un inspector școlar general adjunct, Marian Staicu, cu care colaborează foarte bine și
E un băiat de încredere, Și pune în umbră pe domnul Ișvan, vreți să iar spuneți? Adică domnul cumva. acesta este acolo în mod misterios, a ajuns inspector școlar general, adjunct, și pentru el această funcție cred că este mai mult decât o sinecură, cum a fost și funcția de inspector școlar general. Pentru această persoană, acea funcție de 7 ani de zile, eu cred că a fost o sinecură. A fost, dar vedeți, visează la mai mult. O să-l vedem mâine, poi mâine, Păi în știți, cei care Ministerul nu-și dau seama Educației. de ceea ce sunt, visează, într-adevăr. Da, În visează. Ministerul Educației, lumea va uita, va reveni pe Nu va cai uita mari că și. suntem noi cei care o lăsăm să uite. Să sperăm, să sperăm. Avem Să revenim nevoie. totuși Da. la gradația de merit. Ceea Da. ce vi s-a făcut, așa, într-o glumă destul de proastă, în 2017, primind un zero la depunerea dosarului la concursul pentru gradația de merit, vi s-a șters ca și cu un burete în aceste ultime zile, luna trecută, să zic Da. așa, în momentul în care ați fost afișat ca și beneficiar a acestei gradații pe același dosar pe care spuneați dumneavoastră că l-ați depus și în 2017, arătându-se cumva că nedreptatea respectivă pătează cumva rușinea inspectoratului școlar. Da, pentru că la mine a fost o campanie foarte abil concertată de răzbunare, deoarece mi-a plăcut să respect valoarea în educație, profesorii dedicați educației și nu sfertodocții și semidocții, jumătățile de măsură, impostura, cum s-ar spune în educație, nu trebuie să facem loc imposturii. E de neacceptat. Este un domeniu prioritar. Prioritar în educație, deci prioritate în educație înseamnă că este subsistemul cel mai important al sistemului social românesc. Este zona unde se formează resursa umană. Aici trebuie să-i, de aceea și media de titularizare este 7, cel puțin, dar eu cred că ar trebui să fie mai mult, cel puțin 8, aș zice. Pentru că avem nevoie de o resursă umană valoroasă care să-i formeze pe viitorii cetățeni și sub aspect profesional și sub aspect civic uman. Avem nevoie de oameni de societate, Bine pregătiți, responsabili corect. civil și bine Până la pregătiți urmă, noi ne profesional. pregătim Da? viitorul prin acești Și copii pe nu care. de șmecheri, de, eu știu, fel și fel de persoane de astea dubioase, cum abundă peste tot în societate și de exemple negative. Ce vreau să vă spun cu gradația este că, datorită acestei atitudini și campanii de răzbunare împotriva mea, ca apărător al acestor valori, al adevărului, al legii, al dreptății, a statului de drept, separației puterilor în stat și așa mai departe, principiilor democrației, vreau să vă spun că dosarul pe care l-am depus în 2017 a fost puțin îmbunătățit acum. În mare parte, toate documentele care reflectă performanțele mele în cariera didactică au fost puse acolo și pe aceleași documente, în parte de 80%, restul de 20% sunt în ultimii ani acumulate, am obținut un punctaj de 106 puncte din 115 cât m-am autoevaluat eu, situându-mă pe locul 5 din cei 13 candidați pentru gradația de merit la specialitatea personal de conducere, îndrumare și control, directori. Asta înseamnă. N-ați avut concurență din partea celui care vă trata cu câțiva ani în urmă cu acel celebru zero. N-am Adică avut, domnul Ișvan da. nu și-a mai depus dosar de gradație de merit după ce corpul de control al ministrului Educației anul trecut i-a dat puțin peste degețele și i-a spus că s-a autoproclamat beneficiar al acestei gradații fără să îndeplinească criteriile. Cred că este singurul care a pățit așa Da. ceva. Dacă dumneavoastră ați fost singurul cu zero, în educația gorjeană mai e și dânsul, singurul cu gradația retrasă, pentru că Nu e bine a să. măsluit Da. cele stabilite de comisia de concurs, sau mai influențat, să zicem așa. Nu. Aici nu e vorba de o bucurie pentru răul celuilalt. E Evident că vorba nu, vorbim de de o situație o existentă, situație reală. existentă, reală și de lupta pentru starea de drept, pentru respectarea legii. Pentru că dumnealui și-a pus dosarul peste lege, încălcând grav legea.
deși în toate întâlnirile cu directorii de școli, cu profesorii, pleda pentru respectarea legii. Aici avem de-a face cu un fariseism ieșit din comun. Nu se poate așa ceva. Să spui pe gură că vrei respectarea de a veni, legii și în spate da, să măsluiești da, înainte de a veni prevederile corpul legii. De control, a fost denunțul meu făcut la poliție și sesizarea către ministrul educației, fostul ministru al educației Valentin Popa, cum că domnului inspector școlar general de la Gorj și-a depus în mod fraudulos dosarul pentru gradație și chiar s-a situat pe poziția 5 la disciplina matematică, ori domnia sa nu avea dreptul legal să participe la acest concurs, întrucât nu întrunea o condiție de bază pentru participarea la concurs, aceea de a avea cel puțin 5 calificative pe cei 5 ani anteriori depunerii dosarului. Ori avea două calificative de bine. Da, credeți și că paradoxal, știu, în anul școlar trecut, ministerul i-a acordat calificativul foarte bine, de dată ce există dovada că a încălcat legea și pentru asta există un dosar penal. Oare tu, Minister al Educației, ești o instituție responsabilă prin oamenii tăi care au evaluat acest inspector școlar general și dau foarte bine cât este dovada că are un dosar penal pentru încălcarea legii, pentru fals intelectual, uz de fals, instigare la abuz în serviciu, abuz în serviciu? Nu se poate așa ceva. Dosar care se află în cercetare. Este împotriva ordinii de drept. Da. Cum mai ești tu credibil, Minister al Educației, făcând acest? Este un abuz aici. Eu aș da, putea să contest oricând acest să calificativ uităm, să cer reevaluarea. Exact. Să nu uităm, domnule profesor, că în acea perioadă, când domnul ministru Pop venea destul de des în județul Gorj, se întindeau mesele ca la Balamuc în acest județ Gorj. Știu de niște petreceri care s-au ținut când mandatul domnului ministru Pop era pe în cădere liberă, ca să zic așa, la puțin timp după ce a plecat din Gorj, dânsul a și fost schimbat, a fost remaniat la acel moment. Dar asta nu l-a oprit pe domnul Ișvan să tragă un chef puternic la un restaurant foarte cunoscut din Târgu Jiu, care a durat undeva până la 2-3 dimineața, să ude bine orice intenția cuiva de la minister să zică ceva că mandatul său nu e bun sau că nu și-a făcut treaba cum ar trebui. Și s-a făcut petrecerea respectivă, mi-aduc eu aminte, așa mă umflu puțin în pene, după ce ziarul pe care cu onoare îl conduc a scris că a vrut o întâlnire pe la Rânca și noi am apucat să scriem în ziar și nu s-a mai dus la Rânca că era frică că se duce presa după el. Și atunci au făcut petrecerea aici. Îmbrățișați de Jiu. Da, mai aproape de casă, știți? Sunt de notorietate sindrofiile acestea. Nu este singura de care vorbim și vorbim despre aceste petreceri plătite, nu din buzunarul domnului respectiv, știm, da. Erau plătite din banii publici, asta este dureros, lucru care există în documente și în rapoartele de control. Chiar noi vorbim de o petrecere de vreo 15.000 de lei care trebuie să fie plătită de cineva. Nu știm încă cu cine. La ce ministru, pentru ce ministru s-au întins mesele, dar cert este că s-au făcut petreceri din banii publici, fără ca legea să permită acest lucru. Păi acea petrecere sau acea masă împărătească, între ghilimele să zicem, a trebuit să apară undeva în niște evidențe contabile, deoarece se zvonește că ea ar fi fost făcută la deschiderea sau la lansarea unui proiect pe fonduri europene și oricum fiecare bănuț de acolo trebuie justificat. Dacă nu este mascat de alte cheltuieli, dar nu se poate face lucrul ăsta, că asta a însemnat deturnare de fonduri, oricum într-un proiect trebuie să ai capitole de cheltuieli, foarte bine, este o rigurozitate înțeles, fără margine aici. Dar să nu uităm aici, că există o gaură destul de mare depistată recent și depistată de cei de la Ministerul Educației și nu numai, într-un audit făcut recent în Inspectoratul Școlar, imediat după schimbarea conducerii, care demonstrează că gaura respectivă și că proiectul respectiv a mâncat niște bani fără să fie lucrurile așa cum ar trebui să fie. Dar vom vedea, așteptăm ca organele de anchetă chiar să-și facă datoria și să ne ajute și pe noi, făcându-ne lumină în acest caz, pentru că, să nu uităm, cineva a rămas acolo în conducere la Inspectoratul Școlar, deși dumneavoastră aveți aici în emisiune
Răspunsurile de la poliție, răspunsuri de la Parchet. parchet, care spun că cercetările continuă, că dânsul este cercetat în niște dosare penale pentru infracțiunile de care spuneați și Am că probele aici. educația gorjană a avut la timonă o persoană puțin certată cu legea. Și cred că sunteți printre puținii care ați ieșit să spuneți aceste lucruri. Dar am auzit de persoane care spun lucruri mult mai grave. Da, dar acele persoane n-au avut curajul și în general s-a mers pe propagarea fricii în sistem. S-a țipat la profesori, s-a dat cu dosare de pământ, a spus că eu sunt împăratul, voi sunteți slugile, voi sunteți nimic la o, adică nimeni n-are curajul, nici chiar profesorii titrați din nefericire, deoarece cel care își asumă o astfel de misiune, o astfel de luptă cu inorogul, este, vă spun, pus la zid, începe o campanie de umilință, de marginalizare, de urmărire, chiar de amenințare. Spuneți aceste lucruri pentru că le-ați simțit pe propria piele. Da, am avut de suferit nu numai eu, ci întreaga familie, să știți. Dați-ne un exemplu dintr-o șicană din asta așa foarte urâtă care vi s-a făcut. Erați urmărit la școală, la... Da. În ce fel? Cu cei care fac urmărirea în țara asta. Adică era ceva... Aceștia, albaștri, da. Există cu grupuri de influență, de da, și în cei care trebuie să, în serviciile secrete, există grupuri de influență în poliție și chiar și în justiție. Ăsta este adevărul. Știți cum? Crud. Lucrurile astea ar părea crud. Puțin paranoia. Dacă nu ați avea aceste documente pe care păi am o probă eu le aici. Cunosc... Am o probă relevantă. Denunțul meu pentru infracțiunea cu gradația de merit a fost făcut acum un an și ceva. Am fost la inspectorul de caz la poliție și pasează parchetul la poliție, poliția la parchet și parcă i-am deranjat când m-am dus acolo să solicit niște chestiuni de procedură. În schimb, mi ați s-a primit spus ajutor. Să angajez avocat, dar eu am spus nu am nevoie de avocat pentru că am studii juridice. Știu ce trebuie să faceți. Vreau să văd că faceți. Și se pare că se încearcă tergiversarea cercetărilor încât să treacă termenul chestiuni șmecherii de ăștia de procedură. Dar nu nimic că pot fi dați în judecată sau se poate face plângere penală și împotriva, și împotriva poliției care și împotriva corect. Justiției, pentru că în Constituție, la un articol bine determinat, acolo spune nimeni nu-i mai presus de lege în țara asta. Cu siguranță. Da. Chiar de asta vrem să spunem că domnul Ișvan, dacă se simte lezat în vreun fel de acuzațiile care îi se aduc, da. Îl așteptăm să intre în emisiune. O să rog colegii să pună numărul de telefon pe ecran, dar nu numai domnul Ișvan, ci și alți dascăli care au curajul sub acest sprijin al anonimatului pe care îl oferă sunatul prin telefon să intre și să ne spună, să spună dacă într-adevăr a avut parte de lucruri similare cu cele pe care le-ați avut dumneavoastră. O să încercăm să-l și sunăm pe domnul Ișvan pentru a-l întreba dacă vrea să intre și să combată, să spună că este așa sau nu este așa ceea ce susține dumneavoastră. Mai avem un minuțel până la pauză. Vreau să subliniez pentru cei care ne privesc că dumneavoastră sunteți unul dintre cei care pregătiți viitorii jurnaliști la clubul pe care unde la Palatul Copiilor. Deschizându-le aripile și tinerilor și mintea spre această profesie frumoasă, cea de jurnalist, și arătându-le prin propriu exemplu că poți să combați chiar și scriind, nu neapărat luptându-te cu arma în mână. Noi avem un cerc de educație civică, jurnalism și comunicare și vrem să mai facem și probleme legate de cunoașterea de sine, cunoașterea personală, dezvoltarea personală și orientarea în carieră, deoarece ne permite calificarea. Și este bine ca să facem din elevi, în activitățile acestea extrașcolare, niște activiști civici serioși și responsabili care să vegheze la respectarea stării de drept în societate. Cu siguranță. Revenim după o scurtă pauză de publicitate pe acest subiect. Zic eu interesant, ridicând puțin vălul pe niște lucruri care s-au evitat, a se spune. Da, în așa este.
Am revenit, doamnelor și domnilor, discutăm despre starea învățământului din Gorj și despre trecutul nu tocmai îndepărtat al celor care au condus până cel puțin în martie destinele educației gorjene. Toate cu invitatul meu din această seară, domnul profesor Ion Elena, spun eu, o victimă a sistemului de educație din Gorj, condus până nu demult de domnul Ișvan. Ați rămas dator a ne povesti unde s-a oprit raportul dumneavoastră de control. Faptul că ați făcut o sesizare, ați făcut o plângere penală, dosarul este în curs, dar la Ministerul Educației, chiar când n-a mai fost domnul ministru Pop, s-a întâmplat ceva. O victimă a sistemului ticăloșit, ca să fac așa o, nu o corectură, o aprofundare a situației. Vreau să vă spun că domnul Pop nu făcea altceva decât să vină să citească reclamatului sesizările mele. A, deci la nivelul ăsta de apropiere, da, afinitate, prietenie, da, se ajunsese? Probabil, da. Iar mie îmi răspundea că să-i trimit, că se va rezolva situația, că va analiza, va evalua. De fapt, când ați început să primiți primele răspunsuri pozitive la reclamația dumneavoastră? Asta legată de gradația semnale. De merit? Semnale, să zicem. Răspuns pozitiv nu am primit decât de la Corpul de Control al Ministrului pe vremea domnului Valentin Popa. Cum că de la poziția 5 a fost radiat cel care deci, se scrisese în totuși concurs. De la acest ministru care, da, spuneam noi, da, că da, dar era făcusem, destul de apropiat. Făcusem denunțul la poliție și făcusem și plângere la acțiune în justiție pe contencios și a ajuns dosarul la domnul ministru. Era chemat deci, în instanță. Practic, i s-a forțat într-un fel, da, sau altul mâna dânsului. Da, da. Ok. O să intrăm în direct, întrerupem puțin discuția cu un telespectator care vrea să ne povestească probabil dacă într-adevăr a avut și dânsul șicane pe linia aceasta. Bună seara! Bună seara! Bună seara, vă ascultăm, cum vă numiți? Sunt o colegă de-a domnului profesor Ion Elena și cunosc foarte bine problema. Vă rugăm, spuneți-ne despre ce este vorba. Să rămână. Eu vreau să vă spun că din septembrie 2014 până în acest moment mă judec cu acest individ Ișvan, care în ultima vreme a reușit să cumpere sentințe, avocați și să mituiască dascălii noștri care au venit cu nerușinare să depună mărturii mincinoase. Este adevărat că am deschis proces penal și împotriva lor și nu mă voi opri chiar dacă ajung la CEDO, să-mi câștig drepturile de dascăl cu 40 de ani vechime și 60 de ani de viață, trăită în demnitate. Vreau să vă spun că pentru instanțele noastre nu există umilință că acest individ își bate joc de învățământul gorjan. Oamenii n-au nicio putere să acționeze pentru că răzbunările sunt catastrofale. Dacă doriți, voi veni în direct să vă spun prin ce am trecut timp de 4 ani de zile cât am mai fost la catedră. Vă rog, vă rog. Vă rog să ne povestiți așa, cât de scurt posibil, care erau șicanele care am vi le făceau. Am fost martor într-un dosar penal de fraudă și spun cu toată tăria de fraudă, dar organele de cercetare nu-și fac datoria. Acești indivizi distrug probe, camerele de luat vedere sunt oprite, fițuicile sunt duse de dascăl și riscă vorba aceea să fie date afară, dar îndeplinesc misiunea de a frauda pentru valori extraordinar de mari cu care aceștia își mențin funcțiile și directori și acest inspector. Am trecut prin momente în care am crezut că nu voi putea rezista, dar după cum vedeți, am rezistat 4 ani de zile la catedră și 1 an de zile am ieșit la pensie, la limită de vârstă. Este adevărat că sunt bolnavă și tratamentul meu costă destul de mult. Iar instanțele de judecată, după ce am câștigat în Gorj, Dolj, Mehedinți și Olt, îmi spun că, de fapt, daunele morale nu fac nimic pentru mine, niște greșeli fantastice pe care oricum CEDO le va repara.
Este foarte bine că mergeți înainte. Este foarte bine că mergeți înainte și că nu vă lăsați. Bineînțeles că nu mă voi lăsa, pentru că a umili un dascăl înseamnă a umili învățământul românesc. Am trăit foarte demn și voi trăi în continuare, dar acești indivizi, că este vorba de director Popescu Aurel de la Ștefulescu, care a distrus pur și simplu școala, a distrus oameni și în continuare distrug, sunt ținuți de indivizi din minister care vin și își petrec cu câte o directoare de prin liceu și spun, pentru că știu ce s-a întâmplat, cum au fost șantajați oamenii din minister ca să mai fie ținut acest inspector general încă în inspectorat. Îi este frică să se ducă la catedră pentru că acolo va suporta consecințele legii. Nu numai eu l-am dat în judecată. Este vorba de profesorul Negomireanu, care se luptă, bineînțeles, cu tot ceea ce în Gorj nu se poate întâmpla. Nici în justiție, nici în procuratură și nici în poliție, adică cu corupția. Aș vrea să stau de vorbă cu dumneavoastră chiar și în particular, să vă povestesc măcar, pentru că învățământul românesc și învățământul din Gorj merită și oamenii care au muncit o viață merită respect. Acești indivizi n-au niciun respect. Calcă în picioare cadre didactice. Umilesc, trăiesc prin cabinete în fel și tip. Vreau să vă spun că am declarat greva foamei atunci în septembrie 2014 și acest individ de frică, acest ișfan, a venit, m-a pupat în fața copiilor că m-a convins să renunț la grevă spunând că de fapt îl va opri pe acest director imoral și corupt care a fost anchetat pentru tentativă de viol și, din păcate, și eu a trebuit să dau declarații fără să știu de acest viol, că nu se va mai atinge pe mine. De fapt, au coalizat și vreau să vă spun că mi-a respins toate drepturile, deși eram metodist al ISJ Gorj, datorită meritelor mele. Sunt o femeie singură care mi-a făcut datoria și am fost demnă și voi rămâne. Dar ce se întâmplă în învățământul gorjan este groaznic. Este groaznic. Acest individ nu are ce căuta în inspectorat, că este o rușine și ca pregătire nu are ce căuta. Acel comportament. Mă opresc aici. Vă mulțumim mult pentru intervenție, pentru curaj. Și vă rog, când se termină emisiunea, când vedeți că se termină, mai sunați-ne odată pe fix și sper să fiu aici să vă și răspund. Vă mulțumesc. Mulțumesc, aveți în continuare puterea să luptați cu imoralitatea și corupția din școlile gorjene, unde colegii noștri suferă în continuare enorm de mult, fără să aibă puterea mea sau a acestui coleg Ion Elena să mai zică măcar să-i sperie, dar ăștia nu se sperie nici măcar de Dumnezeu care îi plătesc cu vârf și îndetat. Vă mulțumim mult încă o dată, doamnă. Și vorbim după, la finalul emisiunii. Domnule profesor, ați văzut, nu sunteți chiar singur, nu vă luptați sau nu v-ați lupta chiar singur cu morile de vânt, mai sunt și alți dascăli. Doamna care ne-a sunat, domnul profesor Negomireanu, pe care îl cunosc și știu că e la fel un bătătarnic și a încercat să se lupte cu sistemul. Și cred că mai sunt mulți alții la care le-a fost frică, în schimb, să deschidă gura de frică. Este omniprezent acest sistem, acest sistem ticăloșit. Deci acest sistem sufocă țara. Țara nu funcționează, mecanismele ei sunt blocate, nu sunt flexibile, nu sunt articulate. Așa asta cum ar trebui să fie. Asta corupție, unde, nu vreau să spun, dar cei care ar trebui să vegheze la siguranța și securitatea acestei țări se ocupă de cu totul altceva. Dovadă că dosarul dumneavoastră, plângerea dumneavoastră a fost tot mutată dintr-o parte în alta, de la parchet la poliție, de la poliție la parchet. De procedură. Și tot așa ca să, să vă determine poate într-un fel sau altul să renunțați de bunăvoie la o luptă cu morile de vânt. Nici nu știți ce sentințe halucinante pe legislația din învățământ am primit de la instanțele acestea corupte, hipercorupte, au salarii fabuloase și primesc în continuare mită. Asta îi trimiți la DNA să facă justiția corupției, să facă dreptate, iar ei facilitează corupția, creează grupuri de presiune, șantajează oameni cu
cu ranguri înalte în societate. Nu se poate așa ceva. Apropo de șantaj, am auzit-o și pe doamna care a intervenit puțin mai devreme. Eu am fost amenințat. Dumneavoastră vă aud. Psihic, am auzit și alte persoane pus din în pericol educație. Sănătatea, siguranța, securitatea. Credeți în existența acestei casetuțe, ca să zic așa, cu niște imagini filmate undeva la o pensiune, care l-a ajutat pe domnul Ișvan să rămână în funcție? Credeți în această variantă? Dumneavoastră ați auzit-o? Păi de îndată ce am auzit-o și eu, ați auzit-o și dumneavoastră, a auzit-o. Cine trebuie să verifice dacă există această casetuță? Eu, dumneavoastră? Dar plătește statul român din banii noștri persoane importante care trebuie să facă lucrul ăsta. Trebuiau să-ți autosesizeze până acum. Dacă acest om a fost inspector, a fost numit inspector școlar general adjunct peste lege, pentru că spune clar legea, ca să participi la un concurs de ocupare a funcției de inspector școlar general sau inspector școlar general adjunct, trebuie să ai pe ultimii 5 ani foarte bine calificativ. Lucru pe care este un abuz săvârșit de către un ministru prin scrierea acestui ordin. Acest înseamnă că deasupra acelui ministru a existat o forță mai puternică. Cine putea să fie această forță? Una politică sau un grup de interese de sus de tot? Sau un șantaj, de care puțin mai devreme spunea și doamna, pentru că în jurul acestei povești a unui inspector general destituit la termen, să zicem, pentru că i-a expirat... Așa ceva nu s-a mai întâmplat în România niciodată. Mandatul. Să vrea să rămână acolo. Nu numai să vrea, să și facă tot felul de drumuri ca să vrea să rămână acolo. Ministrul să comunice parlamentarilor din Gorj că trebuie schimbat domnul Ișvan pentru că sunt foarte multe sesizări și plângeri la adresa dânsului. Ajunse la minister, așa ca și cea pe care o aveți dumneavoastră în față. Ca apoi să auzim vestea că dânsul revine pe postul de inspector școlar general. Dacă PSD crede că a câștigat ceva prin asta, eu spun cu siguranță că a pierdut și s-au și văzut într-un fel sau altul rezultatele la alegerile europarlamentare, când un partid care era mic la nivelul județului Gorj, mă refer la USR, USR Plus, plusul care era, avea o mână de oameni, a reușit să rupă din voturi și să se claseze pe o poziție foarte bună la nivelul județului Gorj. Iar ăsta este probabil doar începutul. Atâta timp cât partidele nu se curățe de acest gen de persoane cu probleme în spate, cu dosare, cu plângeri, cu persoane care au făcut rău altor oameni, niciodată nu o să poată obține voturi din acest domeniu, din domeniul educației. Toate partidele ar trebui să facă o astfel de curățenie, nu numai PSD. Eu le-am spus unor persoane importante din conducerea PSD că vor pierde voturi din cauza acestui personaj și a altora de teapa lui. Au realizat, dar zic eu că au realizat târziu, pentru că și domnul Weber, știți, a ieșit public și a spus că s-a intervenit de mai sus cumva și ei nu îl susțin pe dânsul. Așa ceva nu se spune. Tu, dacă ești responsabil, chiar dacă ești într-un partid sau ai funcție de conducere într-un partid și militezi pentru respectarea legii, a principiilor fundamentale ale statului de drept, chiar declanșezi niște acțiuni ca să împiedici această fără de lege. Dacă ești conștient de ea. Stând, vorbim de o normalitate care nu reacționezi și nu acționezi, înseamnă că accepti situația dată. Ceea ce înseamnă, eu știu, altceva. Din păcate. Da. Sau cel puțin ne lasă să ne gândim că înseamnă altceva. Așa cum ne gândim că casetuța aceea există, așa cum ne gândim că minunea este prea mare. Aș veni cu altceva. Dacă există o persoană să întrebe pe cel care a fost inspector școlar general, din ce bani a plătit excursia prin care a fost la Ierusalim și cu cine a fost, și să și verifice dacă e așa. Da, posibil. Poate fi și asta un fir pe care anchetatorii, dacă mai avem anchetatori la nivelul județului Gorj, ar putea să se ducă. Da. Dar îmi pun serioase semne de întrebare că acest lucru se va întâmpla vreodată. Nu se întâmplă nici în cazul în care există hârtii, dovezi clare care se văd din avion. Mi-e greu să cred că există organe care se autosesizează și încep așa de la sine o astfel de anchetă care, din păcate, va ajunge unde nici măcar nu se gândesc. Cred eu.
Revin cu solicitarea pentru domnul Ișvan, dacă vrea să intre în direct, în telefon cu noi, să combată ceea ce se discută în studioul TV Sud. Îi stăm la dispoziție pe numărul de telefon aflat pe ecran. Colegul meu, cu siguranță din regie, l-a sunat pe domnul Ișvan. Dacă n-a intrat până acum în legătură cu noi, probabil nici nu-și dorește. Cert este că noi vorbim de niște lucruri care au existat, care există și care sunt în cercetare în momentul de față. Dumneavoastră sunteți unul dintre cei care ați suferit de pe urma a ceea ce a făcut domnul Ișvan din postura de inspector școlar general. Doamna care ne-a sunat este alta și mai știu și eu, ca și dumneavoastră, destui care au pățit și care au fost victime ale acestei situații. Lucrurile s-au schimbat acum la inspectorat, cel puțin din martie, sau se fac încercări de a se schimba. Am avut un bacalaureat, am avut un testele naționale, titularizări care s-au desfășurat, zic eu, sub semnul normalului. N-am avut ceva, cel puțin nouă, jurnaliștilor nu ne-a ajuns la urechi niciun fel de tentativă de fraudă la nivel înalt care s-ar fi petrecut în Gorj. Să sperăm că lucrurile se îndreaptă spre făgașul normal. Eu am mare chiar încredere, dacă dânsul este acolo. În actuala conducere, în domnișoara Marcela Mrejeru și chiar și în Marius Staicu și într-o parte din inspector, dar vedeți, în Gorj avem nevoie, ca și la nivelul țării, de o schimbare de paradigmă în învățământ și o schimbare de paradigmă implicit cheamă și o schimbare de resursă umană. Avem nevoie de altă viziune, de știu, alte competențe. Da, pot să vină acești tineri, adică ar avea loc să vină, mai sunt tentat să vină spre un învățământ care nu mai e chiar atât de prost plătit, cred eu. Nu este chiar așa nu prost mai plătit. Este atât de prost plătit, cum se spunea înainte, dar nici nu este firesc plătit, să zic așa. Că, la nivelul care ar trebui să și fie. Și e nevoie de o am spus, o reformă totală și o restabilire a încrederii în sistem și de măsuri sau de o anumită strategie pentru protecția personalului didactic. Păi și cum avem, deoarece, domnule, la protecție? Că uite, raportul dumneavoastră, început pe vremea domnului fost ministru, este într-un sertar undeva la minister pe vremea actualei doamne ministru. Lucrurile nu se mișcă, deși normal, că revenim la acest normal, ar fi să se miște în sensul acelor de ceasornic, așa cum ar trebui să se întâmple, să vedem răspunsuri, să vedem măsuri. În schimb, acolo la minister, parcă sunt înghețate lucrurile. Raportul meu în 63 de puncte, raport, a fost un memoriu de revocare a fostului inspector școlar general din această funcție, bine argumentat. A fost transmis doamnei ministru Ecaterina Adronescu pe două căi și a ajuns la domnia sa în data de 9.1.2019 și suntem acum în iulie, deci la mai mult de o jumătate de an. La 3 săptămâni a venit corpul de control. Am stat aproape 5 ore deci de vorbă. Deci asta în ianuarie, spuneți dumneavoastră. Da, am stat aproape 5 ore de vorbă cu membrii corpului de control. Chiar dintre cei din corpul de control mi s-a spus, după terminarea controlului, după aproape 3 săptămâni, 2 săptămâni sau 10 zile, că toate cele 63 de puncte se confirmă. Am ținut legătura cu șeful corpului de control din minister. Sunt niște lucruri foarte grave în această sesizare a dumneavoastră. Nu le fac publice, pentru că sunt lucruri extrem de grave. Extrem, extrem de grave. Acest raport se pare că a fost scris, dar în el sunt chestiuni de un adevărat dezastru și cineva nu îl trimite cineva, sau nu face public. Și cineva, și revenim la casetuță, cineva oprește lucrurile de acolo, de la Între minister. Timp de vreo două luni de zile, să zic, șeful corpului de control nu mai răspunde la telefon, ceea ce sugerează existența unei complicități vechi. Și vreau să vă spun că eu am afirmat către unul dintre membrii Corpului de Control că reprezintă o instituție foarte coruptă, instituția Ministerului Educației Naționale, la care domnia sa s-a ridicat de pe scaun. Cum eu sunt corupt, dumneavoastră sunteți corupt. Instituția. Faptul că de atâta timp nu se ia, se întârzie, se confirmă ceea ce am afirmat eu. Și nu rămâne decât să fac acțiune în instanță pe lege,
împotriva Ministerului Educației Naționale și să obțin un răspuns, inclusiv acest raport. Erau obligați să-mi trimită acest raport prin lege. Și există și dumneavoastră, puteți să-l cereți ca instituție de presă, oricând, acest raport. Mi-e greu să cred că îl va da ministerul unei instituții de presă care, evident, că în secunda 2 îl va face public, atâta timp cât are obligativitatea conform legii și accesului la informațiile publice să vi-l dea dumneavoastră și nu face acest lucru de atâta amar de vreme. Pentru că, probabil, exact la ce spuneați la începutul emisiunii, în momentul în care acest raport ar deveni public, nu s-ar mai înțelege sau cel puțin s-ar impune schimbarea domnului Ișvan și din poziția de inspector școlar adjunct. Nici nu trebuia să ajungă acolo. Asta înainte de orice. Nu se poate așa ceva. E împotriva normalului, stării de normalitate. Nu se poate așa ceva. Da, dar vedeți că cel puțin cât a fost dânsul, toți cei care ieșeau, că au început să apară așa câte unul în spațiu public și să sesizeze neregulile și să spună niște lucruri care păreau șocante așa la prima auzire, au fost puși cumva la zid, chiar și de către noi jurnaliștii, și puși așa un semn de întrebare, pentru că, vedeți, dintr-o mulțime mare să iasă așa doar un grupuleț, pare că ăia sunt paranoici, nu restul, adică lumea, restul este cea care gândește bine, nu gruparea aceea mică. Dar uite, s-a dovedit că buturuga mică răstoarnă carul mare și ați avut dreptate și dumneavoastră, au avut dreptate poate și cei care din mulțimea mare le-a fost teamă să iasă, pentru că se gândesc la familiile lor, se gândesc la locurile de muncă și așa puse sub semnul întrebării, pentru că populația școlară scade și catedrele, chiar dacă ai o titularizare, nu mai sunt chiar atât de sigure, din păcate. Păi, cum să nu fie puse sub semnul întrebării catedrele când ele se vând, doamna Ana Maria, se vând ca o marfă. O catedră în învățământ este într-un serviciu public, este proprietatea statului român. Eu sunt titular pe catedră, dar catedra nu este a mea. Eu nu pot să o vând ca pe o marfă catedra. Iar în această mafie, să-i zic așa, sunt foarte mulți prinși, se vehiculează sume uriașe de câteva mii, zeci de mii de euro, vedeți dumneavoastră. Aici este plus titularizarea pe 2-5-3. Ia să vedem, în anul cu tare din mandatul unui inspector școlar general s-au făcut atâtea titularizări. Iar se zvonește că o titularizare pe 2-5-3 se duce până la 600 de milioane lei vechi. Ca să explicăm telespectatorilor care nu înțeleg ce înseamnă această titularizare pe 2-5-3. O titularizare pe o cale mai rapidă, asta înseamnă scurtă. Dacă eu am obținut la titularizare 7 și ceva și nu a existat post să mă titularizez, sunt suplinitor pe o catedră cu ore în specialitate la liceul X și dacă am un an de zile titulatură acolo, în anul următor pot să mă titularizez. Dar nu se spune nimic cum mi se menține mie catedra aceea, orele acelea nu se scot pentru titularizarea cealaltă. Nu poate, pentru este că este ilegal, normal, da, să există hotărârea Curții Constituționale, exact, de neconstituționalitate. Nu există, nu poate să existe. Cazul domnului Negomireanu, de care două modalități de a te titulariza în învățământ, adică posturi una este ascunse. Titulatura la nivel național care s-a desfășurat chiar astăzi sau ieri, nu mai știu. Cred că Da, e în curs sau cel așa, puțin ieri. Și aceste titularizări pe 2-5-3. Păi dispar posturile în felul acesta pentru că se cumpără. Și atunci cum să mai scoți la titularizarea prevăzută clar prin lege, la nivel național, și apoi dacă se vând catedre, eu dacă ies la pensie cu 2 ani înainte, eu pot să vă dau catedra dumneavoastră să vă vând, chiar dacă sunteți la Pocreaca din Dos, veniți în oraș. Da? Și atunci iar mai poate să apară în listă, să vină o resursă umană nou pregătită. Da? S-au făcut. Și aici se iau iarăși sute de milioane. Meritul doamnei Caterina Andronescu a fost că a eliminat, cel puțin în urma cu câteva luni, această titularizare pe 2-5-3. Da, e un merit, recunosc. Este un merit, cred că singurul, aș spune eu. Dar menținerea în metodologia de mișcare a personalului didactic a schimbului de catedre, care are o anumită conotație, pe seama acestui articol se fac acele schimburi de catedre la apropierea de pensie. S-au mai lăsat cumva o portiță pentru cei care beneficiază. Iată cât de hipercorupt este învățământul. Atunci, un titular tânăr, la 10 ani vechime în învățământ, ajunge să fie titular, să aibă catedra în 2 până la 5 școli. Există profesori a căror titulatură, a căror catedră este formată din bucățele de ore în 5 școli.
Acest oraș, profesor este un globetrotter. Doi, suferă caritatea în educație. Este o stare de... N-ai cum să fie, da, în 5 școli la fel, hai de să bună zicem, cum ești datorită într-una. Scăderii numărului de elevi și altor factori negativi, da, din sistem, recunoscuți, să fii titular cel de... mult în 2 școli, să zicem în 3, în situații excepționale, dar nu în 5 școli. Vă mulțumesc, domnule profesor, ne-am timpul ne obligă să încheiem emisiunea aici. Mă bucur că lucrurile s-au spus în cele din urmă, chiar și eu zic că trebuiau să fie spuse atunci în martie, dar e bine și acum, niciodată nu e prea târziu. Niciodată, așa și este. Să sperăm că lucrurile se vor... vor reveni la normalul de care vorbeam noi și anchetatorii își vor face în continuare treaba. În cel privește pe domnul Ișvan, mă abțin. Mulțumesc pe mult mine chiar pentru, nu mă interesează. Mulțumesc încă o dată pentru celor care ne-au privit. Noi ne revedem mâine și eu la același oră. La revedere!